Într-o secretomanie aproape totală, ministrul de interne Mircea Dușa a fost prezent astăzi la Arad. Prefectura Aradean nu a oferit nicio informație oficială în ceea ce privește programul vizitei ministrului la Arad. De asemenea, acesta nu a dorit să aibă nicio întrevedere cu presa. Inițial era programată o conferință de presă, culmea nu la sediul prefecturii sau al poliției, ci la sediul USL, însă aceasta între timp a fost anulată. Ministrul ne-a scăpat încă de echipa noastră care a dorit să afle ce a făcut la Arad. Care a fost scopul vizitei? Așa cum știți, în zilele trecute am desfășurat și un control la nivelul inspectoratului. Având în vedere că oricum comanda la nivelul inspectoratului nu era asigurată de către polițiști sau funcționari cu statut special local, și ce era detașat, împuternicit un domn de la București, astăzi am luat și măsuri de numire în funcția de inspector șef al inspectoratului Arad și ajung ca doi domni de aici din Arad. Sper că telenovela privind actatea Ministerului Administrației și Internelor și a Poliției Arad va dispare. Când am vrut să aflăm totuși cine sunt cei pe care i-a instalat în fruntea Poliției Arădene, am avut parte de o surpriză. Sunt două persoane de la Arad, un domn se numește, cum se numește? Tama și celălalt... Nu, domnul bătrân este în funcție și este în cercetare și Manciu. De asemenea, și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Arad și Sectorul Poliției de Frontieră Nădlac au noi conduceri interimare. În fruntea acestor instituții au fost instalați provizoriu comisarul șef de poliție Dan Bozga, respectiv comisarul de poliție Cosmin Boldiș.